Senatorul Gheorghe Flutur a arătat în interpelarea sa că în județul Suceava gradul de conectare la sistemul centralizat de apă potabilă este de aproximativ 60%, iar la sistemul de canalizare sub 50%. Această situație are consecințe grave asupra stării de sănătate a populației. Sunt afectate comunități întregi, în special în mediul rural, atrage atenția Gheorghe Flutur. Județul Suceava are cele mai multe școli neautorizate. Conform Inspectoratului Școlar Județean Suceava, la începutul anului școlar 2015-2016, doar 291 de unități școlare dintre cele 794 au autorizație de funcționare. Potrivit Ministerului Educației, din cele 2430 de școli fără autorizație sanitară de funcționare din țară, aproape un sfert se află în județul Suceava. Fostul ministru al Educației, Sorin Câmpeanu, a afirmat la începutul anului 2015 că una din priorități este reabilitarea tuturor unităților de învățământ din întreaga țară care nu dețin autorizație sanitară de funcționare. După o evaluare în teritoriu la nivelul fiecărui județ, urma ca la sfârșitul lunii martie să se centralizeze datele, ca apoi să înceapă din aprilie alocarea resurselor financiare, încheierea contractelor de reabilitare și începerea lucrărilor. Obiectivul declarat era acela ca, pe parcursul anului școlar 2015-2016, toate școlile să obțină autorizație sanitară de funcționare. Ce s-a întâmplat în județul Suceava cu aceste autorizări? Ca de obicei, guvernul PSD nu s-a ținut de cuvânt nici în acest caz. În ultimii trei ani, doar 45 de unități școlare au fost autorizate. În acest ritm, guvernul PSD ar fi reușit autorizarea școlilor sucevene în jumătate de secol. De altfel, domnul Câmpeanu recunoștea la deschiderea anului școlar că față de anul trecut, la nivel național, doar 1% dintre clădiri au obținut autorizație de funcționare. În timp ce în București, unii dintre elevi vor avea tablete și manuale digitale, mii de copii din sate învață în școli care nu au autorizație de funcționare, se arată în interpelarea lui Gheorghe Flutur. Senatorul sucevean îi solicită ministrului Vasile Dâncu să identifice soluții și să aloce fonduri, astfel încât în parteneriat cu administrațiile locale să se realizeze conectarea școlilor din județul Suceava la rețelele de apă potabilă și canalizare, aceasta fiind și principala condiție pe care trebuie să o îndeplinească pentru a fi autorizate sanitar.